Mădălina Goiță. Avem imagini de pe stadionul din Snagov, acolo unde este să înceapă confruntarea dintre Metalul Reșița și FC Brașov. Două echipe cu, să spunem, perspective destul de reduse în acest sezon. Brașovul, o echipă de altfel care a început serios acest sezon de Liga Secundă, însă echipa acelui pe care îl avem în imagine, Cornel Țălnar, se pare că are probleme foarte mari financiare. Se așteaptă decizia finală în ceea ce privește falimentul și este mai degrabă o decizie iminentă de partea cealaltă, gazdele Metalul Reșița, o echipă care în acest moment este la 10 puncte de salvare. Foarte greu de crezut că se mai poate întâmpla ceva. Haideți să vedem cum arată cele două echipe. Paul Botaș este în poartă, de Nănaie Dima, Munteanu și Lupu linia defensivă, Matei, Radu, Borțoneanu și Pătrașcu în linia de mijloc, Buduroi și Dina, cei doi atacanți. Cristi Dumitrică este centralul acestei confruntări, Marius Badea și Daniel Zamfir sunt cei doi, Doru Zamfir, îmi cer scuze, cei doi arbitri asistenți. Mutu în poarta Brașovului, Poverlovi, Șerban, Iacob și Stan în defensivă, Chitoșcă, Munteanu, Tripșa și Răchișan la mijloc, Popa și Zburlea în compartimentul ofensiv. Metalul Reșița în acest moment are 20 de puncte, este pe poziția a 16-a. Sunt destul de clare lucrurile și în subsolul clasamentului. Brașovul este pe poziția a 5-a, la 3 puncte de UTA, ocupanta locului 4 și la o distanță destul de aproape de primele, mă rog, de locurile 2 și 3 de podium. În acest moment Sepsi și Mioveniul au câte 57 de puncte. Suntem în etapa 33-a. Așadar vor mai fi încă 5 runde din acest sezon de Liga Secundă. Iar Brașovul, cel puțin atunci când vine vorba de șansele pe care le are în teren, este o echipă care ar putea în continuare să promoveze, însă e greu de crezut acest lucru. Foarte aproape mai degrabă Brașovul, spuneam, de a avea soarta celorlalte cluburi de tradiție din România. În mod normal, Brașovul este favorită, clar, în această confruntare. În tur a fost 2-0 pentru gruparea de sub Tâmpa, însă e și un rezultat, am putea spune, istoric, nu? Acel 11-2 din 25 noiembrie 2015, o victorie așadar categorică a Brașovului. A avut atunci Brașovul, de altfel, un jucător care a marcat 4 goluri și de asemenea alți 2 jucători care au reușit duble. Metalul Reșița, care în mod normal face figurație pe acest final, spuneam, nu se mai poate întâmpla mai nimic. Acum o primă centrare pentru Sabin Zburlea. Brașovul, care își construise, spuneam, un lot foarte interesant, exista un potențial uriaș la această echipă. Între timp însă au mai plecat dintre jucători, a rămas însă Cornel Țălnar la cârma acestei grupări. A încercat să improvizeze Brașovul cu un parcurs totuși destul de bun, în ciuda problemelor financiare. Totuși vine după doar un punct în ultimele două etape. Brașovul a făcut un 0-0 la Suceava și a pierdut apoi acasă cu Dacia Unirea Brăila.
partidă disputată în urmă cu 4 zile. O prima lovitură de la Colts, executată de Chitoșcă, și apoi o minge reluată spre poartă, ciudat acolo, mi s-a părut, de Munteanu. Interesant, celălalt Munteanu. Jucător care se află în lotul gazdelor, fost jucător la Brașov. Vorbi și așez, Vlad, da? O așezare. Dă-l, Iuli, Iuli, lasă. Metalul Reșița, o echipă care totuși, în ciuda faptului că a pierdut la Mioveni în etapa trecută, a încurcat-o pe Academica Clinceni, a făcut un 1-1 pe teren propriu și în penultimul meci jucat, considerat acasă, a fost o victorie chiar cu 3-0 în fața celor de la Brăila. Iată, Brăila bate la Brașov, dar pierde cu Reșița. Și vedem aici o primă încercare și a celor de la Reșița. Matei scos însă din fața acestui balon, aruncare de la margine pentru FC Brașov. A repus de la margine Stan și acum o posibilitate bună de atac pentru brașoveni, pasă însă destul de slabă pentru Zburlea. Și acum acțiunea lui Chitoșcă în flancul drept. Chitoșcă șutează, fuge recuperată de Popa. Început foarte bun al brașovenilor și iată aici un corner. Minge respinsă de Dima. O centrare a fundașului dreapta de la FC Brașov, Poverlovici. Se pregătește Iulian Popa, o suprafață de joc denivelată aici la Snagov. Oh, un șut din prima, totuși nereușit al lui Munteanu. Centrarea fusese bună. Vedem pe aceste cadre strânse, totuși o suprafață care, să spunem așa, blând, încurajează jocul pe sus, pentru că la firul ierbii e o aventură pe care orice echipă profesionistă de fotbal își dorește să o evite. Da, frumos spate aici Dima, este însă minge recuperată de brașoveni, a intervenit acolo Stan. Lasă mingea să cadă aici Iacob. Ne vedem și pe Ștefan Grigorie. În tribune la această partidă. Brașovul a cedat câțiva jucători încă din această iarnă. Pierderea lui Manole, de asemenea, e un jucător însă care a fost cedat la Sepsi apoi, sub formă de împrumut de Dinamo. Bine, s-a despărțit Brașovul de jucători pe care îi avea împrumutați. Din nou lovitură de la colț pentru brașoveni, a început mult mai serios, să spunem, al echipei lui Cornel Țelnar. Centrare pe prima bară, Zburlea,
Întoarce până la Popa, încă o centrare de data aceasta pe bara a doua. Iacob și încearcă acum un contraatac Reșița. Răchișan este faultat însă. Se mai joacă un meci astăzi care a început la ora 11. Foresta Suceava, Luceafărul Oradea, este deja 1-0 acolo după 37 de minute. Stan pentru Pătrașcu. Posesie în favoarea brașovenilor. Mult în favoarea brașovenilor în aceste prime 8 minute și jumătate. Creșește la mijlocul terenului Borțoneanu, minge respins apoi din defensivă, însă doar până la Munteanu. În această combinație, intervenția întârziată a lui Radu. Deși, da, aici se vede foarte clar, ratează complet intercepția. Lovitură liberă pentru brașoveni, sunt cam 22-23 de metri distanță de poarta lui Botaș. Chitoșcă și Iulian Popa sunt în preajma balonului. Chitoșcă, jucător împrumutat de la FCSB până la finalul sezonului, este la a cincea sa partidă și el execută bine lovitura liberă, intervenția lui Botaș. Chitoșcă a marcat două goluri în patru meciuri jucate pentru Brașov. A venit în această iarnă. A marcat și în etapa precedentă. Acum o centrare și reluare spectaculoasă acolo. Ce ocazie din nou pentru brașoveni. Pare doar o problemă de timp până când Brașovul va deschide scorul. Acum s-au desfășurat ostilitățile. Se pare puțin atent aici și Munteanu, iată aici pe bara a doua, atacată destul de târziu. Șerban respinge, a încercat aici o pasă de efect Iulian Popa, se îndeamnă la calm, multe zâmbete pe margine. E un meci, un meci fără miză totuși. Spuneam, problemele Brașovului sunt de alt gen. În mod normal va câștiga această partidă dacă nu ne scapă ceva. În mod normal va câștiga această partidă Brașovul. E un lot net superior, chiar dacă sigur există și la Reșița câțiva jucători interesanți precum Mihai Dina sau Ovidiu Dănănaie. De asemenea, spuneam, în centrul defensivei se află Cristi Munteanu, jucător cu mare experiență, 36 de ani. Munteanu, spuneam, fost jucător și la Brașov, chiar în Liga 1, în perioada 2011-2013. Aruncarea de la marginea lui Poverlovici. Bine,
indiferent de situația financiară a echipelor, până la urmă ar trebui să conteze mai puțin pentru jucători în acest final de sezon, cel puțin. Sigur, nu e bine să încurajăm fotbalul pe burta goală, dar totuși sunt jucători care vor încerca să obțină contracte ceva mai bune în sezonul trecut și de fapt în sezonul viitor, și de fapt cred că asta este, să spunem, principala resursă în acest moment la Reșița și probabil și la Brașov. Pasă greșită în centru, se luptă acolo să recupereze Matei, însă nu reușește. Șerban avansează și foarte bine se infiltrează acolo și Rătișan, el este în careu, însă are mingea pe stângul, e offside. Da, revedem faza. Este poziția afară din joc. Poverlovic, un lung de linie aici mai mult pentru Tripșa. Și e din nou fază fixă la acest capitol. Brașovul a dominat. Chitoșcă, jucător de picior stâng, execută. Centrare din nou bună și din nou nu ajunge. Nu ajunge acolo Munteanu. Zero la zero după primul sfert de oră în această confruntare. Angajarea lui Botaș. Munteanu din prima pentru Borțoneanu, recuperează sus Brașovul. Foarte greu pentru Reșița să iasă. Tănănaie, jucător, și el spuneam, cu experiență. Trei sezoane, totuși, în lotul celor de la CSE Universitatea Craiova. Ultima dată, însă, a jucat, să spunem, din plin așa la Apollon. Însă are, totuși, până la venirea lui la Reșița, are doar 23 de meciuri jucate în aproape 4 ani. Mult prea puțin pentru un jucător care se anunța de mare perspectivă, ne aducem aminte. Steaua îl transfera după ce pleca pentru prima dată în străinătate în Rusia, la Tomsk. Se întâmpla la jumătatea sezonului 2011-2012. Rătișan, este însă fault aici, făcut de Pătrașcu. Nu, Rătișan, ce scuze, a fost cel care a faultat. Acum Pătrașcu, o pasă bună în stânga pentru urcarea lui Lupu, centrarea lui Lupu, însă era doar un jucător acolo, în acea zonă, un singur cu echipier. Însă sunt primele momente
ceva mai bune ale celor de la Reșița. Care de la margine pentru FC Brașov. Sare rău acolo Zburlea într-un duel cu Dima. S-a părut că a sărit foarte rău. Cred că s-a lovit în genunchiul adversarului. Am revăzut faza. Se lovește la coastă. Sare bine acolo Iacob, minge recuperată însă de Reșițeni și acum Munteanu. Intervenție pe minge acolo, să bine jocul să continue. Arbitrul acestei confruntări. Faultat aici Iulian Popa. Cu această combinație va fi minge tot pentru FC Brașov. Din nou Iulian Popa. Picior ridicat acolo, este indirectă. Joc periculos aici al lui Ovidiu Dănănae. Trei jucători sunt în preajma acestui balon. Zburlea și Popa se pregătesc să execute această lovitură liberă. Minge mișcată pentru Zburlea și șut puțin pe lângă poartă. Excelent, totuși începutul brașovenilor, foarte multe faze de poartă. Și a doua șansă mare a celor de la FC Brașov. În offside se află aici Matei. Reșița deocamdată mai mult din inerție așa reușește să ajungă în atac. Dina și Buduroi până acum prea s-au văzut. Acum Zburlea într-o acțiune foarte bună. Zburlea în poziție de finalizare din nou pe lângă poartă. Iată două ocazii mari în decurs de doar 30 de secunde pentru Zburlea. Zero la zero, continuare, însă spuneam la cum arată acum jocul. Cred că Brașovul, putem spune că domină această partidă.
Multe accidentări însă și multe întreruperi ale jocului. Iată aici cu talpa sus vine totuși Borțoneanu. Oh, bună această fază și este gol până la urmă. Spuneam, inevitabil, Brașovul deschide scorul. Înscrie pentru brașoveni un jucător tânăr, Răchișan. Un fotbalist de doar 18 ani, abia împliniți în urmă cu 4 luni. Iată, la 5-a partidă la Brașov, dar prima ca titular. Foarte bine se interpune aici Ștefan Răchișan și este primul său gol din carieră. Lovitură liberă pentru Reșița. Brașovul, dacă va câștiga această confruntare, ar reuși să o egaleze pe UTA în clasament, ocupanta locului 4. Se mai joacă astăzi o partidă, dar de la ora 17. ASU Poli Timișoara, Dunărea Călăraș, iar mâine Chindia Târgoviște Sepsi de la ora 11. Ieșire din defensiva lui Șerban, Zburleans pasează aici din prima defectuos. Brașovul cu o singură victorie în ultimele 5 etape, asta după ce în precedentele 5 pierduse o singură dată. În continuare, Brașovul încearcă să controleze jocul. Dima respinge, însă recuperarea lui Poverlovic, din nou însă minge trimisă la întâmplare. Angajarea lui Botaș. Oh, ce intrare tare s-a auzit de aici, mă rog, de pe microfoanele de ambianță. Și Dina nu cred că a atins mingea până acum, dar în schimb îi atinge serios aici piciorul adversarului. Hai Dina, și el un jucător cu experiență. A jucat la Concordia Chiajna ultima dată în prima ligă. A marcat 5 goluri pentru Vâlcea în prima parte a sezonului, însă apoi mulți jucători au ales să vină la Metalul Reșița. A fost întotdeauna așa o nebuloasă cu această, să spunem, relație dintre Vâlcea și Metalul Reșița. Mă rog, de fapt era o relație între 3 cluburi care au devenit 2 și până la urmă nu va mai rămâne niciunul. Mi-aduc aminte perfectă, dacă vă aduceți și dumneavoastră aminte, Damila Măciuca, la un moment dat o echipă cu aspirații de promovare. Ei bine,
în acel, după acel sezon, Danila Măciuca a devenit Vâlcea, Vâlcea a devenit Reșița. Mă rog, lotul de jucători s-a mutat cu trupul. A fost așa o treime, să spunem, care practic era după modelul, nu știu, Watford cu Granada, cu locuri schimbate. De fapt, Danila Măciuca a jucat la Vâlcea și Vâlcea a jucat la Reșița și așa mai departe. Însă Danila Măciuca a dispărut, Vâlcea dispare și ea și Metalul Reșița va retrograda probabil. Aruncare de la margine pentru Metalul Reșița. Suntem aproape de pădure, măcar aerul este curat, dacă gazonul nu ne oferă foarte multe motive de bucurie. Sare mingea foarte rău în fața jucătorilor. Foarte greu să te impui atunci când vrei să joci pe jos. Vorbim mereu de acest stil, poate nu tocmai atractiv, din Liga Secundă de la noi, însă de multe ori jucătorii trebuie să se și adapteze la aceste suprafețe. Foarte greu să ieși în evidență atunci când te folosești de tehnică. Face totuși pasul puțin înapoi și FC Brașov, după ce a reușit să deschidă scorul. Minge în față pentru Buduroi. Anihilat complet până acum atacanții celor de la Metalul. Da, n-a fost fault. Are dreptate aici Munteanu. Încă 15 minute până la finalul acestei prime reprize. Lovitură liberă pentru Metalul Reșița. Distanță mare, însă va fi o minge trimisă în careu. La cât de puțin a ajuns acolo Reșița, e pe undeva normal. Buduroi confuz, însă acest duel cade imediat acolo, fără să obțină ceva. Pe bună dreptate Radu. Da, Buduroi a rămas pe gazon. Noi revedem golul marcat de Răchișan. Se rea jocul cu o aruncare de la margine pentru brașoveni, însă mingea va fi dată gazdelor. Este pentru a cincea oară consecutiv când Reșița primește măcar un gol. De asemenea, dacă e să excludem evident rezultatele de la masa verde, Reșița a primit gol de fiecare dată în meciurile din 2017. Thank you.
Tănănaie este destul de discret și el nu prea și-a părăsit acea poziție în timpul acestei prime jumătăți de oră. Pasă greșită, fără să fie forțat de cineva acolo, lui Borțoneanu. Tănănaie reușește să-l deposedeze aici pe Răchișan, însă trimite și el apoi la întâmplare. Popa. Lovitura liberă pentru Reșița, se execută repede. Pătrașcu. Și faultul lui Poverlovici, din nou lovitură liberă pentru Reșița. Va fi o centrare cu siguranță. Nu înțeleg însă de ce a trimis acolo Pătrașcu. Nu era absolut nimeni de la Reșița. Dima, fundașul central al reșițenilor. Centrare interesantă. Ilian Popa s-a venit în sprijinul apărării. Și acum situație de gol pentru Zburlea. Portarul este ieșit. Zburlea pătrunde, cade ușor. Zburlea a vrut prea puțin de la această fază. N-a vrut să cerce poarta atunci când nu era portarul acolo, ieșire neinspirată a lui Botaș. Centrare din nou modest. Dau parcă mai mult la alibi jucătorii Reșiței. Popa. Brașovul probabil va căuta să dea lovitura pe contraatac. Danu. A lucrat chiar cu Cornel Țânar la Brașov în Liga 1. Are ceva spațiu aici Borțoneanu, trimite în centru, multe atingeri însă pentru Pătrașcu până când așează mingea. Centrare modestă din nou, parcă au o țintă invizibilă acolo în acea zonă a careului cei de la Reșița. Viteză bună aici a lui Răchișan, dublează însă Munteanu. Pătrașcu se întoarce Buduroi, execuția însă este modestă. La care nu există niciun comentariu suplimentar. L-am văzut din nou pe Ștefan Grigorie. El este încă în lotul Brașovului. Spuneam însă și lotul stegarilor a suferit multe modificări pe parcursul acestui sezon. Greșește aici Pătrașcu. Modestă prestația, să spunem, individuală în primul rând a jucătorilor de la Reșița. Sigur, nu ar trebui să avem standarde foarte ridicate. E bună această diagonală, să vedem și continuarea lui Matei. Lasă în spate pentru Dănănaie, într-o baltă se oprește acel balon. Prea ușor, fluieră aici fault.
centralul Dumitrică. E o mână. E o mână, da. E un cot acolo. Am văzut de reloare. Multe faze fixe, multe faulturi făcute de brașoveni. Având în vedere că totuși Brașovul are un adversar modest în față, nu înțeleg totuși, sau mai modest, cu resurse mai mici, nu înțeleg de ce atâtea lovituri libere, pentru că la astfel de faze se nivelează, se echilibrează valorile. Pătrașcu execută pe poartă, mă rog, spre poartă. Însă care se duce alături. Iese din defensivă Iacob, minge direct spre Zburlea. Faultul lui Popa. 2-0 între timp în Foresta Suceava, Luceafărul Oradea. Minge lungă, cam încurcat aici Zburlea, dar menține controlul asupra balonului. Foarte bine apare aici Stan. Și acum Răchișan. Face impresie bună Răchișan. Spuneam la primul său meci ca titular. Adănănaie joacă foarte simplu. Mezeluri scrie peste tot pe margine. E o reclamă cam ciudată, pentru că nu există niciun brand, ci pur și simplu mezeluri. Dina este ajuns din urmă și faultat, va fi cartonaș galben aici, da. Hai, Tina, hai, tată, urcă-n poate. Hai, Tina, hai, popoșină! Hai, Tina! Tripșa este avertizat cu cartonașul galben. Da, Brașovul, paradoxal, a faultat mult mai mult decât adversara sa. Aruncare de la margine pentru brașoveni. Preexistă fluiditate în acest moment. Mai avansează câțiva metri posesia Brașovului. Am văzut și pe Mihai Stoica, tehnicianul celor de la Reșița. A fost pentru o foarte scurtă perioadă de timp și antrenorul miovenilui, însă de mult în 2011, când Brașovul juca în Liga 1. Minge lunga lui Dima, a ezitat cam mult însă acolo. Trecere bună a lui Stan aici, încearcă și șutul. Acțiune frumoasă. Hai,
Dina cam greu, însă apoi pleacă după minge. Va fi aruncare de la margine pentru Reșița. Ultimele două minute ale acestei prime reprize. Oh, greșeală neforțată aici al lui Lupu. Însă nici Brașovul nu mai arată jocul din începutul acestei partide. Acțiune ceva mai bună acum a reșițenilor. Centrare bună la apariția lui Radu. A încercat să șuteze din prima. Bună, bună această intervenție a lui Buduroi, pasa pentru Dina, care parcă a rămas țintit acolo, țintit pe suprafața de joc. Stai! Pătrașcu prea slab, însă înțeleg aceste greșeli neforțate. Ok, greșești o pasă când te presează un adversar sau când n-ai cea mai bună poziție, așa cu fața spre poarta adversă și fără să te atace cineva, nu înțeleg cum poți să pasezi direct în afara terenului. Stan, Popa, curge bine, Munteanu, se retrage, însă excelent Buduroi. Orică dână naie. E trimisă pentru Dina din nou, însă control foarte defectuos al mingii. Și este finalul primei reprize, așadar golul lui Răchișan din minutul 24 face diferența în această primă repriză. Spuneam la acest scor, Brașovul o egalează pe UTA. Rămâneți cu noi. Revenim în mai puțin de 15 minute. Fii unul cu inovația și primește victoria. Anvelopele Hankook și Real Madrid. Împreună suntem unul. Fii unul de-al nostru. Anvelopele Hankook, partener global al Real Madrid. Știi care e cel mai delicios? Hei? Aproape. E desertul bun și înainte și după masă. Vino la Rompetrol și descoperă cel mai hei. Bucură-te de fotbal alături de cei mai buni prieteni, Gașca ta și Lays, sponsor oficial al UEFA Champions League. Înscrie-te acum și poți câștiga două bilete duble la finala UEFA Champions League și sute de alte premii. Gustul Lays te cucerește cu fiecare meci. 3, 2, 1... Răcorim România cu 400.000 de lei bani gheață. Codurile unice de sub capacul albastru de Bergambir îți aduc 500 de lei pe oră.
Berea cu o singură misiune, să răcorească România. E ligătul cu mănușa? Păi, la atâția fac viață. Ia hai, noroc! Noul tu e primul care se bucură de ofertele Kaufland. Roșii Monterosa la numai 5,55 lei kilogramul și zahăr diamant la numai 2,85 lei kilogramul. Kaufland. Noul tu trăiește fresh. Direct din livada urbană. Un gust proaspăt și răcoritor. Noul Strongbow cu pere verzi. Cidru de mere, o colecție de gusturi. Tu ce alegi? Nou de la Merci. Merci Fruit Variety. Cu patru arome delicioase de fructe. Doar pentru puțin timp. Suzuki Vitara. Libertate și confort oriunde, oricând, cu o personalitate ușor de recunoscut și cu un stil unic. Vitara este atât de confortabilă încât ai putea să o conduci la nesfârșit, indiferent de drum. Activează-ți curiozitatea și explorează viața cu Suzuki Vitara. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. În Final Four, misiune istorică pe semicerc, în fața cele mai mari rivale, Ior, campioana Europei, și a celei mai bune jucătoare, Cristina Neacu, cea mai bună handbalistă a României. CSM luptă să rămână campioana Europei. Atac la finală, astăzi, de la 18.45, în direct la Digi Sport. Domnilor, bună ziua, bun găsit la știrile Digi Sport. CSM București e gata de marea confruntare cu Vardar din Final Four-ul Ligii Campionilor, în direct la Digi Sport 1, astăzi de la ora 18.45. Apărarea este cheia meciului pentru noi, a spus antrenorul Per Johansson. CSM București revine la Budapesta pentru a cuceri din nou trofeul Ligii Campionilor. Înaintea semifinalei cu Vardar, Per Johansson a pus la punct toate detaliile pentru un nou succes în fața campioanei Macedoniei. Tigroaicele sunt gata să repete isprava de anul trecut, când s-au impus cu 27-21, într-o partidă în care plecau cu șansa a doua. It's also always hard to defend the Champions League title, but of course Vardar is small favorite, but I have the most experienced team in the world, I think. Defending is the key because they have so many good shooters and good players in Vardar. Jucătoarele au înțeles perfect mesajul suedezului. I think it will be defense and goalkeeper because I think if we will have this, we can run. And I think if we will have this against Vardar, we have a big chance because you need the fast player playing and you need the fast breaks to win against them. Dacă și anul ăsta se întâmplă la fel și noi nu avem presiune și nu jucăm doar cu ambiție și degajate, eu cred că totul va fi bine și vom face un meci destul de bun. Înainte de începerea Final Four, Carmen Martin a primit deja premiul pentru cea mai bună extremă dreapta a competiției. Cristina Neagu, care va evolua din sezonul viitor la CSM, a fost declarată cel mai bun interstânga. Per Johansson visează la o nouă finală de Liga Campionilor pentru CSM, împotriva celor de la Ghior, la fel ca anul trecut. Tigroaicele știu ce a adus în plus suedezul de la venirea pe banca tehnică. Cele mai multe dintre jucătoarele CSM-ului și-ar dori o finală cu Buducnost pentru a juca împotriva Cristinei Neagu, cea care din vară va îmbrăca tricoul echipei din București. Antrenorul Per Johansson visează însă la reeditarea finalei de anul trecut, câștigată de CSM la loviturile de departajare. I like Buducnost very much, but for me it would be extremely great to meet Ghior in Hungary. Are you going to defend the championship? I hope so, but it will be really tough. In the final is one game.
anything can happen. În opinia jucătoarelor, numirea suedezului Per Johansson a contat enorm pentru revirimentul campioanei Europei. El a știut să facă valoarea grupului, ceea ce noi jucam foarte mult individual și asta cred că a arătat o creștere la echipa noastră. Da, într-adevăr este o schimbare. Însă o schimbare în bine și mă bucur că echipa este foarte motivată. Per Johansson a fost numit pe banca CSM-ului cu doar 5 săptămâni în urmă. Puțin mai credeau că lucrurile se mai pot modifica în bine, dar acum sunt șanse imense ca Rapid București să poată reapărea direct în Liga 1. Pe site-ul DigiSport ai toate amănuntele despre un plan care i-a înfierbântat pe fanii giureștenilor. Rapid București se poate afla la startul Ligii 1 în sezonul 2017-2018. Articolul este disponibil și pe telefonul mobil. Cosmin Contra insistă că nu se gândește la titlu și a avertizat pe dinamoviști că meciul cu CFR Cluj va fi mult mai greu decât derbiul cu FCSB. Partida din Gruia este în direct la DigiSport astăzi de la 21:15. 10 ani se împlinesc de când Dinamo a cucerit ultimul titlu și niciodată în acest deceniu câinii nu au fost mai aproape de trofeu ca în acest sezon. 2 puncte îi despart pe dinamoviști de Viitorul și FCSB cu 2 etape rămase din play-off. Întotdeauna am fost realist, întotdeauna am analizat bine celelalte formații, șanse și e foarte greu ca cele două echipe să facă pari greșit. Nu ne gândim la asta pentru că nu depinde doar de noi. Important e noi la final să fim unde ne-am propus, că un loc mai sus. E clar, avem nevoie de 6 puncte în următoarele 2 meciuri. Aveți o favorită la titlu, dacă nu este Dinamo? Orice, nu FCSB, nu? Un moral excelent după victoria cu FCSB Alb Roșii trebuie să învingă și la Cluj pe terenul CFR-ului. Ne va aștepta un meci la fel de greu ca cel cu Steaua sau cu FCSB. Sau chiar mai greu decât acel meci. CFR Cluj Dinamo este în direct la DigiSport 1, astăzi de la ora 21:15. Sevilla și Sociedad s-au încurcat reciproc în lupta pentru locurile europene. Partida de pe Ramon Sanchez Pizjuan s-a terminat 1-1. Sevilla a ratat șansa de a o egala la puncte pe Atletico, ultima de pe podiumul din La Liga. Pablo Sarabia a deschis scorul cu 5 minute înainte de pauză la o fază la care Paști au reclamat joc periculos. Egalarea a venit în minutul 61. Carlos Vela a profitat de gafele din apărarea gazdelor. Sociedad a terminat meciul în 10 după ce Zulu Tuzea a luat 2 galbene în 5 minute, dar tot a salvat un punct la Sevilla, scor final 1-1. Domnilor, domnilor, punem punct știrilor. Urmează repriza a doua dintre Metalul Reșița și Brașov. Eu revin cu informații la ora 13:30. Pe curent. Messi, Ronaldo și coroana Spaniei la mijloc. Încă 3 etape și suspans cât în cape. Astăzi, de la 19:30, Barça, Villarreal, apoi Granada, Real Madrid. Viva la Liga Loca! Watch la Liga on DigiSport. Barcelona! La ultima fază a meciului. Ține de la roțăit. Dă gust momentelor cu Salatini. Oriunde, oricând. Gata, șef. Ai avut catalogi, am adus catalogi. Excelent! Cu ăsta învelim parizelul să nu se puie muștele pe el. Cu ăsta curățăm geamurile. Pe ăsta îl băgăm în găleata de gunoi, că e păcat să o murdărim. Păi și pentru construcții, instalații, alea. Pentru alea, meseriași ce se descurcă singuri.
Doar la Brico Depot găsești totul într-un super catalog de 336 de pagini. Brico Depot. Prețuri mici, dar premii mari în fiecare zi. I am Sebastian Atwa, brewmaster. I sold everything I had to own a brewery. You might have heard its name. So, what do you want to be remembered for? Pentru un păr fără mătreață, aleg doar șamponul pentru bărbați numărul 1 în lume. Șamponul Clear Man. Pentru un păr curat și fără mătreață. Acesta este atuul unui bărbat puternic. Șamponul Clear Man. Carefully made to be broken. New from Magnum. Când o bere cu un gust desăvârșit întâlnește o mâncare cu un gust deosebit, știi că ai făcut alegerea potrivită. Surprinde-ți gustul cu Staropramen. Blondă, granat, nefiltrată și dark. Când pofta-i mare, gândul îți sare la Grand Big Mac. Pe lângă Grand Big Mac, cartofii merg perfect. Și nu orice cartofi, ci cu o super noutate. Și la așa poftă cum să reziști, frate. Grand Big Mac și noi cartofi cu sos de brânză sau avocado. Doar la McDonald's. Cumperi două, pleci cu trei. La Hervey Sports cumperi oricare două perechi de încălțăminte și o primești gratis pe cea de-a treia. Doar între 11 și 14 mai. Hervey Sports, store online mobile. Bucură-te de fotbal alături de cei mai buni prieteni, gașca ta și Lays. Sponsor oficial al UEFA Champions League. Înscrie-te acum și poți câștiga două bilete duble la finala UEFA Champions League și sute de alte premii. Gustul Lays te cucerește cu fiecare meci. Metal Reșița FC Brașov, 0-1 după primele 45 de minute. A început acum partea a doua. Răchișan în minutul 24 a făcut până acum diferența. Nu pare nicio modificare în cele două echipe la pauză. Să vedem însă mai întâi această acțiune oprită pe motiv de offside. Botaș așadar în poarta gazdelor. Rănaie, Munteanu, Dima și Lupu în defensivă. Matei, Radu, Borțoneanu și Pătrașcu, linia mediană. Dina și Buduroi sunt cei doi atacanți. De partea cealaltă, Mutu în poartă. Overlovic, Șerban, Iacob și Stan, linia defensivă. Chitoșcă, Munteanu, Tripșa, Răchișan și Iulian Popa în atac. Sabrin Spurlea. O primă repriză dominată, n-aș spune autoritar, dar putem folosi termenul de dominare atunci când vine vorba de evoluția Brașovului. Fază fixă, importantă aici, mi se pare în continuare foarte riscant ceea ce face Brașovul, foarte multe faulturi. La fazele fixe se poate întâmpla orice. Popa acum pasă din prima pentru Răchișan. Salt apoi în careu, intervine însă foarte bine Radu și reușește să oprească acel atac periculos al brașovenilor. Uitați, astăzi două partide din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal. La ora 15 și 30 de minute va începe săptămâna de handbal care va prefața cele două confruntări de astăzi, Buducnost-Gheor. Apoi CSM București-Vardar, partidă programată să înceapă la ora 18 și 45 de minute. Ambele confruntări vor fi aici la Digisport 1. Aici, ciudat, Stan a încercat să obțină faultul și
A acordat în schimb o aruncare de la margine pentru Reșița. O diagonală bună aici și preluare excelentă, centrare în fața porții a lui Lupu, încominge în careu, însă nu ajunge acolo Pătrașcu. Mâine, spuneam, de la ora 11 se joacă și Chindia Târgoviște Sepsi. De la ora 11, așadar, în direct la Digi Sport 1. Început foarte bun al reșițenilor. Iată-l din nou pe Pătrașcu. Centrare pentru Dina, care sare cu mâna în față. Nu vede acest lucru. Dimitrică, ușor cu recuzita. Am furios aici Lupu. Dar de revăzut faza, pentru că mi se pare că Dina se duce acolo prea agresiv pe adversar. Iată, Chitoșcă încearcă să treacă acolo, recuperează apoi Munteanu, încă o pasă în față pentru același Chitoșcă. A schimbat locul cu Răchișan, marcatorul golului. Tackling corect, da, intervenție corectă și ce greșeală a lui Dima, care și iese din defensivă, lăsat acolo un gol mare. Și în disperare de cauză aici Radu trimite în afara terenului. A fost chiar cea mai bună soluție aleasă aici de Răchișan. Centrare pe prima bară, nicio problemă. Oh. Așa, mai bine se aude de pe margine. Păi, dacă sunt încurajate astfel de faze, atunci nu trebuie să existe nicio nemulțumire. Deci când vine vorba de stilul mai puțin atractiv. Intervenția lui Radu cu piciorul sus. Avertișul celor de la Reșița, faultat Munteanu. Vlad Munteanu, jucător adus și el de la Vâlcea, însă de la finalul sezonului 2014-2015. El a jucat pentru Corona Brașov și a jucat și în acel sezon de Liga 1 2013-2014. El de altfel este și născut la Brașov. Pasă bună pentru Dina aici. Mi se pare foarte fragilă și apărarea Brașovului. Dima, Pătrașcu, urmează o minge pe bara a doua, recentrare pentru Dina. Oh, nu înțeleg pe cine e supărat aici Dina. Nu înțeleg de ce e furios Dina, pasa e perfectă, e ideală. Probabil că susține că i-a sărit prea mult mingea, dar nu cred că este neapărat o scuză. Dima, însă e mult mai prezent în joc Reșița, asta e clar. No fault. De data aceasta cred că Munteanu are probleme.
Tovălit serios Vlad Munteanu. Mare dezamăgire totuși rezultatul Brașovului cu Brăila. Brașovul mai are totuși de jucat 3 meciuri acasă cu Mioveni, cu Academica Clinceni și Luceafărul Oradea, apoi deplasare la Afumați. Șanse ar mai fi. Dina pentru Pătrașcu. A doua oară iese ceva mai bine încâlcit, însă jocul Reșiței totuși poate fi o centrare bună aici. Minge agățat acolo cumva de Pătrașcu, care eu. Șansă importantă din nou pentru pentru Reșița. Lovitură liberă, a venit și postul capitan al Brașovului, actualul capitan al Reșiței, Munteanu. Centrarea lui Pătrașcu. Fault în atac. A ieșit de pe teren pentru fotbal. Este prima modificare. Chitoșcă Sebastian și a intrat să iese Chitoșcă și intră Rareș. Enceanu. Jucător adus la pachet cu Chitoșcă, o minge care traversează aici careul de 16 metri. A, bună această continuare a lui Buduroi. Previzibil aici Pătrașcu. A fi o repunere din colțul careului mic pentru brașoveni. 10 minute au trecut și din această repriză secundă. Recuperează la mijlocul terenului Tripșa. Și acum Popa. Reluat locul în banda stângă. Înge lunga lui Poverlovici. Dina se întoarce bine aici pentru Buduroi. O intervenție. Da, aici mi se pare fault. Chiar dacă Pătrașcu exagerează. Ajunge pentru o centrare aici Lupu, minge însă blocată și apoi o respingere slabă a lui Șerban. Munteanu. Dima. Aventurează din nou Dima, însă se complică. Ia doua oară când pierde mingea la o astfel de pătrundere și aici va fi galben. Da, este galben pentru Radu, pentru numărul de faulturi. Lovitură liberă pentru brașoveni.
Tano, și acum Enceanu își prelungește cam mult balonul, apoi cade. Repune Poverlović de la margine. A, protejează bine acolo Zburlea. Trece frumos în prima fază. Este ajuns însă apoi de Dima. Urmează o centrare destul de bună. Răchișan aștepta pe bara a doua. Intrare tare, dar corectă aici. Da, nu e faul nici aici apoi. Joc încălcit în continuare. Vedem și pe Mihai Stoichiță. O lojă VIP așa improvizată, să spunem. Un stadion micuț. Montanu. Dina, preluare largă, mult prea largă, apoi faultează Dina. Prea-și permite să protesteze, a luat cartonaș galben în prima repriză. Urcă, urcă! Dima. Lucu. A căzut din nou, greșeală neforțată. Greoaie construcția reșițenilor. Minge ajunge din nou la Lucu. Întârzie Borțoneanu, acum trimite în celălalt flanc, dă Nănaie, pasă slabă, însă de înțeles oarecum greșelile jucătorilor fără experiență, dar totuși jucătorii cu CV mai bun, mai consistent n-ar trebui să greșească aceste pase simple. Răchișan cade, se ridică, cu tot cu minge, nu este Enceanu. Vine bine din spate Iulian Popa, noul pas al lui Popa. Are și el moment în care dispare din joc. Nu prea s-a mai apropiat de poarta adversă niciuna dintre cele două echipe. De ceva vreme Enceanu. Avansează Enceanu, întârzie pasa moale și previzibilă. S-a văzut cu mult dinainte unde vrea să dea Enceanu. Pătrașcu. Agresiv acolo Poverlović. Oh, Dina! Este gol! Este gol pentru Reșița dintr-o fază încă de, spuneam, de fragilitatea Brașovului. Un gol înscris mult prea ușor. Mutu nici nu plonjează după acest balon. Pasa lui Pătrașcu. Iacob prins pe picior greșit.
Nu înțeleg însă de ce nu plonjează portarul Brașovului aici. Ok, poate că nu ajungi neapărat mingea, dar sincer, a portar trebuie să atace orice minge. Era departe, poate că nu o mai ajungea Mutu acolo, dar mi se pare totuși că rămâne ciudat pe picioare Mutu. Ducade! Faultul lui Poverlovic. Iată cum își complică, cum își complică meciul Brașovul. Forțează Popa. Botaș era la 10 metri de primul adversar, dar trimite în afara terenului. Lansează Enceanu, urmează șutul, este blocat însă acolo de Dima. Dina acum blocat, apoi faultează Dina. Spuneam la ora 16 și 15 minute Buducnost Ghior din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, apoi CSM București Vardar Skopje 18:45, ambele partide la Digi Sport 1. Avem mult fotbal pe toate canalele Digi Sport în această seară. CFR Dinamo, programul complet ca de obicei pe site-ul nostru digisport.ro și tot acolo aveți toate detaliile despre cum poate juca Rapid Direct în prima ligă din sezonul 2017-2018. Așadar, din stagiunea următoare chiar. Dorin Rotariu începe ușor, ușor să-i cucerească pe belgieni. Aflați tot pe site-ul nostru digisport.ro ultimele declarații ale fotbalistului. Vedeți acolo și ultima pasă decisivă dată de Rotariu. După ce în etapa trecută a și marcat primul său gol. Cerban, de nerecunoscut totuși Brașovul în această repriză secundă. Da, acum! Acum! Trașcu! Este picior greșit acolo Muduroi. Radu Brțuneanu și controla la glezne acolo de Șerban. Victoria liberă pe care se pregătește să o execute Pătrașcu, cel care a dat pasa decisivă pentru Reșița. De data aceasta încearcă poarta și nu e execuție chiar rea. Bine!
Urmărește Enceanu, mai bine poziționat acolo Lucu. Este greu însă reușița. A lovit tare aici. Cărările fotbaliștilor, dar aici e o lovitură tare, nu e offside. Nu înțeleg însă ce făcea Iacob și Mutu în continuare. Nu înțeleg de ce nu plonjează. E o lovitură liberă, e cam curtea școlii acest gol. E superbă, dar Mutu aici pe preluarea lui Dina se retrage, nu știu, mi se pare că nu face ceea ce ar trebui să facă un portar. A părut resemnat încă din momentul în care Dina și-a făcut preluarea. Am ieșit? Schimbare pentru Metalul Reșița. A ieșit Rășcolin. A ieșit Pătrașcu. Și a intrat numărul 7, Vasile Octavian. Locul său a intrat Octavian Vasile. Na, jocul continuă aici. Dar până la urmă este întrerupt. Nu înțeleg unde e lovitura. Iacob a sărit în spatele adversarului. Intrăm în ultimele 20 de minute ale acestei partide. Din nou reșițenii, dar se răzgândesc repede. Greu acolo, Octavian Vasile. Acum însă e o fază promițătoare și o fază care aduce mai degrabă a rugby decât a fotbal. Sturlea pierde însă duelul aerian. Avansează în flancul drept, dă nănaie, dar din nou e o pasă greșită. Hep, hep, hep!
vedem această centrare. A trimis acolo și apoi Enceanu. Aici îi dă o pasă lui Răchișan. Vina pe spate. Protejează Șerban. Degajarea lui Mutu. Direct în afara terenului. Deranjează lumea de la balcoane. Această minge. Mâncare de la margine pentru Reșița. Arunca Dânănaie. Direct la adversar Dânănaie. Slabă prestație. Trebuie să ducă mult, mult în spate echipa. Mingea aruncată la marginea careului. Intervenție bună a lui Iacob. Munteanu pierde aici. Recuperează însă până la urmă Brașovul cumva. Răchișan, deposedat ușor de Radu. Lovitură liberă pentru Reșița. Dar Brașovul n-a avut nicio șansă mare în această repriză secundă. Parcă a fost înclinat terenul în partea stângă. Balcoane. Bine, e destul de ușor. E o înălțime foarte mare, dar, sincer, e dezamăgitoare prestația Brașovului în această repriză secundă, cel puțin până acum. Joacă simplu! Hai, afară, afară! Minutul 76. Meciului. Centrare pe jos. Și acum un șut deviat. Va fi să doar o aruncare de la margine pentru Reșițeni. Centrare. Oh, Mutu e trimite în afara terenului. Centrare pe prima bară, se afla acolo Radu. Munteanu. Construcția nevoioasă însă și a Reșițenilor. Avem și numere clasice la arbitrul de rezervă. Iată, nu avem tabelă electronică. Fotbalul romantic. A ieșit și Răchișan. Intrat în locul său Angelescu. Noi am revăzut și golul din prima repriză lui Răchișan. Dănănaie.
cam sărit mingea aici în momentul pasei. Lui Borțoneanu. Spuneam, o zi plină și de fotbal, Napoli-Cagliari și Juventus Torino astăzi pe Digi Sport 4. De la 19, respectiv 21-45 din Spania. Avem 4 partide, Sporting Gijón, Las Palmas, Atletico Madrid, Eibar, Barcelona, Villarreal și Granada, Real Madrid. Vor fi prefațate toate aceste partide și, în general, toate subiectele importante din competițiile transmise de DigiSport la fotbal european, aici la DigiSport 1, de la ora 14, așadar după știrile DigiSport. Dai la susținere aici, mă! Radu, Teano, Iacob, este aruncare de la margine, însă pentru Brașov, Matei a fost cel care a respins acest balon. Nici o fază notabilă în această repriză secundă. De neînțeles, totuși, atitudinea și prestația Brașovului în această parte secundă. După ce Reșița nu a arătat absolut nimic în prima repriză, acum rolurile s-au inversat. Centrarea lui Munteanu, din nou corner. Am intrat în ultimele 10 minute ale meciului. 1-1 în continuare. Brașovul are 7 oameni în careul advers. E multă mișcare acolo. Centrare bună! Iacob însă dă foarte rău în acest balon și acum nu mai poate fi gazonul de vină. Schimbare pentru Metalul Reșița. Iese de vedere Matei. Frumoase. Dragoș cu numărul 20. Frumoase. Tabela arbitrului de rezervă. Numărul 10, Oancea Bogdan. Spuneam, aduce aminte de fotbalul romantic. S-au făcut două schimbări. Câte una la fiecare echipă. Factura liberă pentru Reșița. Dima tare să revină acolo. Teano se debarasează ușor aici de adversar. Pasă incomodă, dar ce preluare frumoasă. Tură liberă pentru brașoveni. Ce respinsă de Munteanu. Care de la margine pentru oaspeți. Hai Popo! Hai Popo! A intrat Goge la Brașov. 3 goluri marcate în acest sezon de Goge. Centrarea lui Poverlovici. Reluare pe lângă poartă.
Și adio Brașovul de la un eventual loc de baraj, dacă nu va câștiga aici. Oricum mai avea șanse mai degrabă teoretice. Dina. Offside. Intrăm în ultimele 5 minute. Nu prea a fost. Berlovic. Iacob. Aștepta prea mult această minge. Munteanu. Pentru Goge. Greu însă să construiești atâta timp cât joci doar pe lângă tușă, încercând să te strecuri cumva. Galben pe care îl vede Poverlovic, l-a tot căutat tot meciul. Asta era căzut de un sfert de oră, bă, băiatul. Niciun spațiul porții pentru FC. Evoluția Brașov. În prima repriză părea că va înscrie fără probleme 3-4 goluri. Pare o echipă de divizie acum. Ba mai mult decât atât Reșița, nu numai că a echilibrat, dar chiar își creează în continuare. Iată șanse, Dina! Șut, cred, și atenuat acolo. Nu cade! Nu ajută pe nimeni acest rezultat de egalitate. Zburlea destul de izolat și el în față la această partidă. O acțiune promițătoare din nou, Buduro. Este deposedat Zburlea, mișcări largi ale lui Zburlea, îi lasă lui Munteanu. Autul lui Radu, asupra lui Rareșenceanu. Centrare din nou modestă, Brașovul regăsește. Lipsa mai pus, Chiciule! Lipsa! Botaș va degaja. Am 5 minute, mai sunt cu tot cu prelungiri din această partidă. Așa lunga lui Botaș, va fi aruncare de la margine. Există foarte multe momente în care s-au legat fie de o parte, fie de cealaltă, mai mult de 10 pase.
fără ca mingea să nu fie trimis afară sau să fie, să spunem, recuperată de adversari. Acum însă e o acțiune bună a lui Goge. Jucător de dezechilibru totuși. Intrarea lui Poverlovici, chiar dacă e chiar reușit, ajunge mingea acolo unde trebuie. Enceanu, Enceanu cu trei adversari lângă el. Enceanu nu prea mai avea pe unde. Ține lovitura de la colț. Corner, capitol la care Brașovul asta mult mai bine. Centrare bună din fața porții, minge respinsă, Goge, mingea a sărit. Problema eternă a jucătorilor din această partidă. Acum însă poate fi contraatacul periculos al Reșiței. 3 contra 3. În niciun caz nu acolo. Nu cred că acolo a vrut să trimită jucătorul. Partida acum însă poate fi contraatacul periculos al Reșiței. 3 contra 3. În niciun caz nu acolo. Nu cred că acolo a vrut să trimită jucătorul Reșiței. Vedem din nou această acțiune. Suntem în prelungiri deja. Vine Dănănae. Centrarea, se încurcă acolo doi jucători de la Reșița. Șerban iese bine. Ninge către Zburlea. Vine Goge și îl încurcă acolo pe Dima. Zburlea recuperează însă Reșițenii pe două minute din cele trei suplimentare. Faultat Poverlovici. Va fi probabil ultima fază. Trimisă la marginea careului și ce intervenție are Botaș, ocazie mare pe final. Intrare bună și din nou reluare periculoasă. Da, e repunere din colțul careului mic și cred că a fost ne dau gol în cel mai rău caz. Se aud presiunile puse pe arbitrii, dar nu puteam să mă abțin să nu corectez. Dar nu mai dă gol nimeni, probabil. Fault în atac și cred că la următoarea repunere va fi fluierul de final. Mutu încearcă să sugereze că se grăbește, dar degeaba. Nu lasă, mai lasă și acest atac arbitrul. Munteanu a ultat.
acum ultima fază, cred. Se lasă mult, iată, peste cele 3 minute suplimentare. Minge trimisă în careu, retrimisă în fața porții, respinge Radu. Este offside și final de meci în același timp. Brașovul iese din cursa. În perioada următoare, ce destin va avea această echipă care așteaptă în continuare banii după transferul lui Kipciu? Tragic aproape, când un club de fotbal de statutul Brașovului așteaptă totuși o grilă de formare care oricum e dezbătută de mai multe părți. Aici mi se pare, la golul de 1-1 al lui Dina, mi se pare și o relaxare totală a lui Mutu. 1-1 așadar, rezultat de palmares și pentru Metalul Reșița. Aici se încheie această confruntare. Nu uitați, mâine Chindia Sepsi de la ora 11 la Digisport 1. Aici la Digisport 1 astăzi încep în știrile imediat după terminarea acestei transmisiuni, apoi fotbal european și nu uitați de cele două meciuri din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Madalin Negoiță vă mulțumește pentru atenție după amiază cât mai plăcută.